Salut, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Dacă ești nou pe canalul meu, te rog apasă acum o abonare să vezi și clipurile ce vor urma. Și nu uita, clopoțel. Ia uite ce am pentru voi azi. Am un crab de Oceanul Atlantic. Eu l-am pescuit, eu l-am prins, am aruncat cu lanseta în ocean. Cu mămăligă. El a tras la mămăligă, s-a agățat acum pe aici prin cleștile astea. Bine, m-am chinuit mult să-l scot, ba, el trăgea la el, eu trăgeam la mine. De data s-a prins cu cleștile astea de o piatră. Și cum stăteam eu așa în presiune cu lanseta, el a smuncit din cleștile astea lui. Ăsta. Și m-a tras în apă până pe aici, era jumate în apă, dar curenții cu ăștia, cu valurile cu ăsta, am reușit, am scăpat ăstea fără să ne vătăm. Eu acum vreau să mă răzbun pe el. Vreau să-l bag aici în oala cu apă. După aia îl băgăm la burtică. Ia să fac în așa fel să nu mă opăresc, să nu mă ciupească, dar nu mai are el. E vai și amar de zările lui. Ia. Ui. Uite-și. Na, mai tragi la mămăligă? Na, ia cu mămăligă. Aia că-l fac eu cu mămăligă, acum aș cu usturoi. Să vadă și el cum e când trage la mămăligă. Uite-și. Îl lăsăm să fiarbă acum vreo 50 minute. 7, 8. Pe aici. A, cât e frică cu metrie. Am zis că e un delfin ceva. Uite-și. Și acum îl las. Îl las în legea lui acolo să... Ce faci, boss? Mă pândești, a? Mă pândești? Cred că s-a bronzat suficient. Acum să-l scoatem din apă. Îl punem pe farfurie. Ia uite. O să-l trec puțin prin apă rece. Ia priviți ce bine arată. Uite, hai să pun și jucăria asta lângă el. Așa îi dăm cu... Mă înțelegeți voi? Ai noroc. Noroc. Și să am poftă. Ai rămas așa? Uite. Bă, ce mă, ți este cald. Hai să îi căutăm cărnița, să vedem cum facem. Ia uite, are o articulație aici. Noi îi dăm un pic contra. Ia uite. Îl punem deoparte. Și piciorușile. Luăm codița, o rupem, că nu avem ce face cu ea. Hai să o pun tot aici. Iar acum, aici, pe la codiță, încerc să-i scot ce are el pe aici. Ia să văd dacă pot. Cărniță. Hai să o pun deocamdată acolo. Mai are puțin. Uite așa, cu o linguriță. Scot toată cărnița asta. Ia priviți. Carapacea e perfect goală. Scrieți-mi în comentarii ce aș putea face eu din ea.
Parcă n-aș arunca-o. Am vrea să o păstrez. Și... Așa. Hai să-i rupem piciorul și ne. Asta o să-i sparg aici. N-am ce să-ți fac. Ia să vedem, uite aici, mi-a rămas un pic de carapace. Chiar bun, dar nu știu. Ia să văd. Un cleștișor. Cu bibanul. Cred că are gust de biban. E foarte bun. E foarte, foarte bun. Hai să-mi promi. Nu se văd aici. Asta e de la cap, de acolo, din chestul. Foarte bun, foarte bun.
sare. Pe la mai. Gata, prea mult. Știi cineva ce urmează? Foarte bun. De seară la mămăligă, da. Cam atât, prieteni, pe ziua de azi. Dacă v-a plăcut cât de puțin acest videoclip, vă rog să mă susțineți cu un like. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu și să apăsați pe clopoțel pentru a primi toate notificările de la toate videoclipurile de azi înainte. Până data viitoare, ne auzim numai cu bine. Pa!